De ce nu m-ai ajutat, mă, și pe mine cu gălețile aia? Tu știi cât timp mi-a luat, mă? Că, tu știi cât timp am pierdut eu? Nu mai, mă, gata, mă bat pe afaceri, mă, gata! Mi-a picat fisa pe bubuială maxim. Fac primul 1.000.000 de euro, înțelegi? Și după aia mă retrag din afaceri. După aia plajă, femei, bere, atâta vreau. Am schema în cap, te bagi? Eu știu. Eu știu, maca. Bine, mă, gata, mă bag și așa am încărcat butoiul, gata. Ceau-te, mă. Bă, tu vezi care e problema ta, mă? N-ai stofă de afacerism, bă, Ciria, când s-a apucat să facă bani, crezi că s-a mai gândit el dacă e butoiul plin sau nu? Nu s-a mai gândit, mă, nebunule. Dar și ce afaceri facem, mă, Giani? Ai, că nu știu, dar asta e problema. Ia uite-mă, asta e problema. M-am gândit eu, fii atent, facem o gogoșerie. Ia, facem... Asta eram, facem o gogoșerie. Ce treacu, mă, apuc eu să cultiv acum, să iasă gogoșele și el? Și când fac eu 1.000.000 de euro cu gogoșeria? Ești de 50 de ani. Păi ce fac eu la 90 de ani pe plajă? Îmi dau cu nămol la articulații. Nu, tate, eu vreau să fac bani ăștia în 2-3 zile. Hai, maxim o săptămână. Vreau, dai tu, nu, ci te-ai retras, înțelegi? Asta e schema, înțelegi? Asta e șmecheria. Așa să fac afacerile, afacerile legale pentru proști, bă. Așa e, că am mai dreptate. Da, bravo, pe nu le știu eu. Câți bani ai la tine? Ca să băgăm în afacere? Da, bravo. Ce? 4 lei. E bine, e bine. Nu e mult, dar e un început. Dă-și două mere. Stai, mă, n-ai zis că-i băgăm în afacere, mă? Păi da, mă, dar nu dăm și noi afacerea asta, că e începutul ăsta, nici de că nu dăm. Da, bravo. Ai văzut? Stai. Hai, nu, Giani. Dai și tu o bere? Da, bravo. Cum să-mi dau o bere, mă? Hai să-mi schimb și mie 100 de euro. Am. Acum? Păi și ce faci? Păi ce fac? Te bagi așa în suflet, bă, du-te și tu la altă masă, că am și eu treabă de vorbit cu Dorel. Da, bă, că noi vorbim afacerea aceea, bă. Păi vorbim la ce-l vă las eu. Păi... Ce afaceri vă faceți? Dar nu vrei să-ți dai și binul de la card? Ia uite, mă, ne crezi proști? Sincer, da. Zi-mă ce afacere vorbiți. Facem și noi afaceri, uite, cum face Bobiță pe lângă cârci, mă, facem și noi. Adică cum, să iei cu 7 și să vinzi cu 10? Păi ce, bă, asta e afacere, asta e pierde de timp. Ia uite. Ai auzit și te cifre, ți s-a blocat creierul, Giani, este? Pe ce crezi, că nu știu ce face Bobița al vostru? Vinde cupru, asta face. Ia de la niște băieți din Alexandria cu 7 lei și vinde la niște băieți din Slobozia cu 10 lei. Era sigur. Hai, eu am vrut să-i propun niște afaceri adevărate, în care ieși 1.000.000 de euro. Dar el e prea mic, mă, nu se poate băga. Stai, mă, și ce pont? Băi, Giani, mă omor tu pe mine, bă, băiatului. Bine zic. Petrol. Atap, o să spun că e pe bani, afacerea 10.000.000 pentru o afacere de miliarde, eu zic că merită. Bine, alegi ceva riscuri acum, ca orice afacere. Adică dacă e un pic de caz de pușcărie acolo, dar dacă o faci cum trebuie, nu te prinde nimeni. Hai, mă, ne crezi proști, mă. Giani, ți-a mai răspuns la întrebarea asta odată și nu m-a lăsat să termin. Pe lângă ăștia 10.000.000, mai dați 20% în fiecare lună din tot ce faceți voi. Așa cum ar veni, nici usturoi n-am mâncat, nici gura lui miroase, știi, ca să iau și eu niște bani fără să fac nimic. Acum mai fac mișto de tine? E pe bune, mă? E pe bune, Giani. E pe bune că s-a dat și la televizor, dar tu dacă ți-ai vândut televizorul pe 2 pachete de țigări și un salam, n-ai cum să vezi. A construit ucrainenii o conductă de petrol care alimentează China. Și? Și? Și pe unde crezi că trece conducta asta? Pe unde trece? Mamă, Giani, deci pe mine mă distrugi, bă, tu dacă nu-ți folosești creierul, tu ți s-a atrofiat de tot. Băi, vă la Vasile, bă, și lasă-mă dracu în pace, că ăla sigur să bagi. Stai, mă, că ne băgăm, mă! Da, mă, stai așa, că ne băgăm și noi, pi! Banii înainte. Adu banii. Gata, mă. Deci fii atent, Giani. Stai, bă, mă, acolo, mă. Mă, ce te uiți ăștia la mine? Ești bulangiu, mă, de-aia. Ia uite, mă, ți-a zis, mă, că o să sap și eu, dar mă înțeapă operație rău de tot, mă, ești nebun, dar bă, e abia cu 100, ești nebun. Nu de asta, mă. Da, ce? Îi mureai, mă, dacă plecam și eu la Sinaia 2 zile? Bă, tu mă mor pe mine, mă, ce treacu, mă, că și eu le iau, bă, dar tu ești gâscam pe ele, bă, ești așa, care chinu, ești nebun. Da, mă, ești prieten mai bun cu Brânzoi decât ești cu mine, pe ăla, l-ai trimis? Unde să-l trimit, mă, că nu l-am trimis nicăieri. Cum l-ai trimis, dar pleca cu nevasta în stație la autobuz când vine băiatul ăla cu care ai vorbit la telefon să-i ia să-i ducă la Sinaia? Aoleu, i-am zis așa la vrăjeală, mă, l-am păcălit, ești nebun la cap, pe ne lăsa, lasă-să până la el în curte, tu ești dement. Ia gândește-te, știu puțin. Ce dracu, că asta o știu de la Bobiță, că mi-a făcut-o și mie, nu cu Sinaia. Am stat o noapte întreagă la oaie în față, știi, până dimineața, că mi-a zis prostul că dimineața să dă training-uri din ala de firmă la 50 de lei. N-a dat nimic, îți dai seama. Deci nu pleacă nicăieri? Nu pleacă, mă, e surd la... Ce, mă? Nu plecă nicăieri, am zis așa să plece de aici. Da, mă, dar până la urmă tot să prinde, că stă cât stă în stație acolo o oră și după aia se întoarce acasă. Bă, să prinde, mă, dar la cum știu eu până nevastă asta pentru 2 săptămâni la Sinaia, ești nebun, stai acolo 2 zile, bă, stai și în ploaie, ești nebun la cap. Ce dracu, bă? Ca lumea! Dacă nici Giani nu-i șmecher, bă, ce? Bă, tu-ți dai seama că dacă dăm de țeava asta, deci suntem milionari. Ce milionari, mă, ești nebun la miliardari în euro. Tu ești Paolo. Mamă, ce fac eu cu atâția bani? A? Câte mașini să-mi cumpăr, bă, băiatule, că... Da. Multe, bă! Nu știi ce fac? Am eu avion. Am eu avion frumos, elegant, ca băieți, înțelegi? Ba, îmi dai direct ce... Pe dar nu meri, mă, și eu după atâția ani de muncă, ești nebun. Da, la pe... Ce vorbești? Să vezi ce față face grasul. Să vezi că-ți oftic, de-abia aștept să-l văd. Să vezi fața la el. Ofticat tot, terminat. Auzi, dar dacă nu găsim nicio țeavă, tu-ți dai seama ce bătaie mi-au eu? Dar mai luat și banii aia de la el, din sertar, de acolo. Ia, ce vorbești, mă, tu acolo? Bă, băiatule, alo, Dorică, tată, ia fii atent aici. Păi ce avem noi aici? A? Harta! Harta, tată! Ia uite aici, X-ul clar! Ia uite! A? Bă, a dat la televizor? A dat la televizor, că a zis și Ardiles că a dat la televizor. Dacă a dat la televizor, n-are cum să fie vrăjeală, mă, stai pe acolo, mai măcănic. Să, bă, dar nu vezi că nu e nimic? Ia uite, mă, nu e nimic. Păi dacă... Ia uite, mă, crezi că e la suprafață, așa, a venit, a pus țeava și a aruncat o lopată de pământ peste. E mai adânc, sapă mai adânc. Da, mă, dar sapă, mă, și tu, mă, dacă tot zici că e acolo. Ce să fac eu, mă, să sap? Păi ce vreme să fac bătături pe mâini, să stric volanele alea de piele de la mașini? Ia uite, bă, băiatul. Tu nu-ți dai seama că dacă dăm de asta, deci eu nu mai trebuie acasă să mă duc direct la reprezentanță, tată. Hai, sap acolo. N-ai, mă, prostule! Haide, n-ai, mă, prostule, că ai găsit-o! Petrol! Petrol, Dorele! Tu, bai, până la așa! Aută-le, ia! Mașini! Sapă-mă acolo, să dăm doar un bilet, nebunule! Bine, mă, sapă acolo, sapă! Hai, sapă, Petrol! Hai, Petrol! Ia, mă, băiatule, bă! Ce face Petrol și lui tata? A găsit petrol? Dă-i eu. Ce mai nu? Păi, dar mă, dracu, Doamne iartă. N-ai zis, mă, că vrei 20% din afacere? Așa am vorbit. Noroc, băieți! Noroc, Bobiță! Ce faceți? Ce sus? Bă, vezi că alea pe față ți-a apărut ție de la ficat, ai grijă. Deci controlează. Aia era. Mă, ce ți-ai zis eu ție să nu-i banii din sertară? Stai, mă, că eu n-am vrut, Giani m-a pus. Cine, mă, nu ți-a să lași banii acolo? Tu petrol, milioane, maca, hai. Mă, ce ți-ai zis eu să nu pui mâna în sertarul ăla să iei banii, nenorocitule, care ești nenorocitul? Nu mai fugi, prostule, că vin la cârciumă și te bate, dracitea! Să pui mâna să te sper, că nu te bate așa murdar! Bate-l, filar, mă. Bate-l, dar bate-l rău. Ce te ștergi, mă? Bă, ce te tot ștergi? Nu știu, cu ce te ștergi? Nu se vede, bă, nimic, mă. E mirosul așa puțin, dar e normal la vârsta ta. Auzi ce vreau să te întreb? Bă, vreau să accesez niște fonduri europene, că vreau să-mi fac o... Stai, mă, prostule, să te întreb, că vreau să-mi fac agroturism. Aolo. Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți.